Cel mai așteptat eveniment al toamnei de către liceeni, Balul Bobocilor, a avut loc vineri și la Liceul Tudor Vianu. Competiția s-a desfășurat în premieră în aer liber, ținându-se cont de tragedia din clubul colectiv din urmă cu 3 săptămâni. Acest lucru nu i-a deranjat prea mult pe elevi care au asistat în număr mare la activitatea din curtea liceului. Este o premieră pentru liceu, ca Balul Bobocilor din acest an să se desfășoare în curtea liceului, ținând cont de situația creată și că toate instituțiile de cultură sunt închise. Am luat decizia să ținem Balul Bobocilor în curtea școlii. Este, cred eu, antrenant și pentru elevi, în aer liber. Înainte de începerea concursului, organizatorii promiteau multe surprize, iar bobocii participanți se arătau încrezători că vor obține mult râvnitele titluri de Miss și Mister. Vom desfășura Balul Bobocilor Tudor Vianu 2015, având 7 perechi, 14 participanți, unde le-am pregătit foarte multe premii, surpriză, și sperăm ca cel mai bun să câștige. Cu ce v-ați pregătit voi pentru probele de la Balul Bobocilor? Cu dansuri, avem prima oară runda cu personajele și apoi începem cu momentul special pentru bal. Ce personaje aveți? Noi... Antonia și Alex Velea. Și sunteți încrezători? Da, suntem foarte încrezători. Speram să câștigăm. Nu ne așteptam să facem afară, dar să facem... Ne așteptăm. Acum îl facem în orice posibilități. Da. Ce probe veți avea? Nu știm asta, nu ne-am spus. Încă avem dansuri latino, street dance, vals. Dans. Un fel de street dance. Care va implica mai mult dansul fetei decât al băiatului. Alte probe? Alte probe vom avea dans, probe surpriză. Aveți susținători, ați venit cu cineva? Deocamdată, da, susținători părinții, da. Dar nu, deocamdată n-au venit cei toți. Aveți șanse mai? Ne-i da, oarecum da. Pentru a se prezenta în fața colegilor mai mari sau de aceeași vârstă cu ei, bobocii au interpretat artiști de renume din lumea muzicală. Publicul a avut ocazia să vadă vedete ca Delia și Carlos Dream, Antonia și Alex Velea, Connector și Misha, Nicki Minaj și Drake. Coafura, machiajul și mai ales vestimentația fetelor care își doreau să devină reginele balului au fost îndelung admirate de public. Nici băieții nu s-au lăsat mai prejos și au etalat ținute elegante și îngrijite. A fost o misiune grea pentru juriu, mai ales pentru că membrii îi vedeau pentru prima oară pe concurenți. Ce veți puncta la participanți? Stilul lor de dans, talentul, frumusețea, cum sunt ca și pereche. Fii exigent? Nu. I-ați văzut înainte? Nu, prea. Frumusețe și talent, probabil. Asta mă gândesc. Și după cum, i-ați văzut înainte? Nu i-am văzut înainte, absolut deloc. Așa că nu o să fiu subiectivă, nu cunosc pe nimeni de aici.
Și pentru că totul s-a rezumat în cele din urmă la un concurs între elevi, participanții au fost supuși la mai multe probe, prima fiind cea de vals. Plin de emoție, bobocii și-au demonstrat talentul de dansatori. Au urmat și alte probe, cum ar fi cea de creativitate sau de cultură generală. Miss și Mr. Boboc ai liceului Tudor Vianu au fost desemnați Claudiu Rădoi și Alexandra Bișa, iar după aflarea câștigătorilor, elevii au petrecut într-un club din oraș.